Suntem Cristian Zeidler, Oana Țoiu și Ștefan Pălărie de la USR, din Comisiile de Muncă, din Camera Deputaților și din Senat. Și o să vorbim despre ce s-a întâmplat astăzi în Comisia de Muncă de la Senat pe un proiect de lege de modificare a legii pensiilor, proiect de lege depus de USR. Mulțumesc, Cristi! Astăzi a fost o zi neagră în Senatul României pentru pensionarii români atât din țară cât și de peste hotare. Cumva întâmplător, pe ordinea de zi a Comisiei de Muncă din cadrul Senatului au fost mai multe inițiative legislative, inclusiv unele propuse de către noi, colegi din USR, de îndreptare a nedreptăților din această faimoasă reformă a sistemului unitar de pensii din România. O chestiune, de exemplu, extrem de simplă, având în vedere că astăzi avem mii de dosare ale unor români care au lucrat și în străinătate și în România și solicită calcularea pensiei, iar această calculare nu le este făcută nici măcar după un an de zile, am solicitat ca în textul de lege să fie trecut explicit un termen de 6 luni până la care casele județene de pensii sau Ministerul Muncii să rezolve situația acestor oameni. PSD și PNL, împreună cu cei de la Ministerul Muncii, au hotărât să respingă un astfel de proiect de lege. Apoi am avut proiectul de lege propus de către colegii mei, Oana Țoiu și Radu Miruță, cel care prevedea îndreptarea nedreptăților din sectoarele de activitate cu condiții grele de muncă. Vorbim despre siderurgie, vorbim despre zona de inclusiv feroviară, despre scafandrii, despre sudori la adâncime, despre tot ce doriți dumneavoastră. Și de asemenea despre persoanele cu dizabilități care s-au trezit cu pensia recalculată, uneori chiar și cu 40% mai mică. Înțelegând prin această chestiune o înghețare pe termen aproape nedefinit la valoarea pensiei în plată, pentru că sigur, nicio pensie nu se micșorează, dar indexările anuale nu vor mai avea loc. Chiar și în aceste condiții, din nou colegii de la PSD și PNL au spus legea este bună așa cum este, deși îi vedem la televizor cum se laudă că vor îndrepta singuri toate nedreptățile și au respins din nou toate propunerile de îmbunătățire, chiar și propunerile de dezbatere acestor soluții care există de altfel. Mai degrabă aș adăuga că, cu un tupeu absolut fenomenal, cei de la PSD ne atacau pe noi că am fi scris în PNRR că inclusiv pensiile trebuie să fie plătite pe contributivitate și ar fi vina USR pentru... sau rog, ar fi vina USR faptul că există astăzi oameni cu pensii mai mici. O chestiune extrem de morbidă, aș putea spune. Nu am întrunit suficient de multe voturi, dar atunci când ne e limpede că astăzi, atunci când ei promit că vor să refacă și să repare nedreptățile din lege, mai degrabă e doar o minciună spusă frumos într-un an super electoral. Oana? Mulțumesc! Inițiativa noastră legislativă pentru îndreptarea nedreptăților din noua lege a pensiilor a picat astăzi la vot la Comisia de Fond de Muncă din Senat cu 6-8 voturi. Atât PSD, cât și Guvernul, cât și UDMR și partea PNL au fost cei care s-au împotrivit astăzi la repararea inechităților față de persoanele cu dizabilități și față de cei care au lucrat în grupele de muncă. La sfârșitul lunii septembrie se împlinește termenul de 45 de zile de la primirea deciziei de recalculare, ceea ce înseamnă că pentru 10.000 de pensionari care au avut pensia mai mică în luna septembrie decât în luna august, sau sute de mii de pensionari care în urma recalculării mai mici vor avea pensia înghețată pentru următorii ani de zile și nu vor mai avea indexată cu inflația, pentru aceste categorii de cetățeni români care au contribuit toată viața și toată cariera de muncă, se va închide termenul în care poate să conteste în instanță deciziile de recalculare greșite. De aceea noi vom continua și în plenul Senatului și mai departe la Camera Deputaților efortul nostru de a repara asta, de a prelungi perioada în care poate să conteste aceste decizii de recalculare, de a dobândi o corectare a lor tot de către Casa de Pensii sau Minister, fără să fie nevoie de avocat mers în instanță și ani de zile de așteptat o decizie nouă de recalculare. Declarațiile Casei Naționale de Pensii, conform căreia doar 1.000 de decizii de recalculare au avut nevoie de corecturi, sunt eronate. În acest moment sunt peste 100.000 de decizii de recalculare greșite sau care n-au fost trimise către cetățeni. De aceea este necesar schimbarea perioadei care este luată în calcul ca stagiu pentru grupele de muncă.
pentru acordarea punctelor de stabilitate pentru persoanele cu dizabilități, cu pensie de invaliditate și modificarea perioadei în care deciziile greșite de recalculare poate să fie contestate și reparate. Avem câteva instrumente puse la dispoziția pensionarilor care caută această dreptate și o să las pe colegul meu Cristian Seidler să le prezinte. Da. Așadar, pentru că suntem întrebați de foarte multe ori și de pensionari și în studiourile de televiziune dacă poate fi corectată noua lege a pensiilor și inechitățile pe care le-au produs, răspunsul este în continuare da, se poate, dacă există voință politică. Votul de astăzi de la Senat arată că actuala coaliție nu are această voință politică. Tocmai de aceea aduc aminte că USR a pus la dispoziția pensionarilor două formulare, unul prin care se solicite buletinul de calcul pe baza cărora au fost emise aceste noi decizii de recalculare și mai apoi un formular de contestare în justiție a deciziei de recalculare în cazurile în care pensionarii consideră că au fost nedreptățiți la acest calcul. Din păcate, Casa Națională de Pensii Publice refuză punerea la dispoziție a buletinelor de calcul, invocând a, că nu există bază legală, dar ea există în realitate, e ordonanța 27 privind soluționarea petițiilor, și b, că aceste buletine de calcul nu ar exista, ceea ce este fals, ele există în dosarul de pensie a fiecărui pensionar. Mulțumim, întrebări dacă există. Coaliția a luat o decizie politică destul de recent, prin care și-au asumat două proiecte ale Partidului Național Liberal, tot pe aceeași temă, pensiile militarilor, reindexare și problema grupelor speciale de muncă și a persoanelor cu dizabilități. Au decis să le susțină în tandem. Care e diferența între proiectele dumneavoastră și acele proiecte? E vreo diferență de... În primul rând, proiectul despre care vorbiți dumneavoastră nu există din informațiile noastre de puznicări, au fost doar declarații politice. În al doilea rând, vorbim de oameni care în unele cazuri au deja 70-80 de ani. Este absolut importantă fiecare lună care trece. Proiectul nostru are deja avizul favorabil de la Consiliul Legislativ, de la Consiliul Economic și Social și ar putea să fie practic adoptat dacă există voință politică și voturi în Senat și în Camera Deputaților, astfel încât deja din luna octombrie oamenii să aibă practic șansa acestor îndreptări. Nu există de asemenea nici cadru legal în acest moment și ar fi necesar proiectul nostru ca asta să se poată întâmpla, ca promisiunile deșarte făcute de minister care privesc plata retroactivă a diferențelor în dreptul de pensii pentru deciziile eronate să poată fi dus la bun sfârșit. Vorbim de un proiect concret al nostru care de fapt are deja jumătate de an de când e în dezbatere pentru că a fost deja ca amendamente de la început pe legea pensiilor și de o promisiune spusă la televizor pentru care nu a existat deloc nici semnătura vreunui parlamentar, PNL sau PSD. În acest moment ele nu se află pe circuit decât în ceea ce privește pensionarii militari, pentru persoanele cu dizabilități, pentru persoanele care au grupe de muncă. Nu avem niciun amendament, niciun proiect legislativ depus. Graba pe care au avut-o pentru domnul Iohannis ca într-o săptămână să convoace toate instituțiile statului și să depună amendamente, iată că când vorbim de pensionari și de luni de zile de când promit asta, nu se reflectă în semnătura și deciziile lor. Și dacă îmi permiteți, mai este o chestiune. Se apucă să corecteze, aparent, la pensiile de serviciu ale militarilor, dar deși știu de mai bine de un an de zile ce se întâmplă pentru persoanele cu dizabilități, pentru că vă aduc aminte momentul dezbaterii în Comisia de Muncă, în Camera Deputaților, președintele Asociației Nevăzătorilor a plecat în lacrimi, avertizând care urmează să fie efectul acestei legi. Încă nu s-a găsit o soluție, pe de o parte. Pe de altă parte, guvernul comunică în spațiul public că s-a înțeles cu organizațiile persoanelor cu dizabilități, când noi avem exact reacția inversă, cum că sunt nemulțumiți de soluția ce le-a fost prezentată. Dar oricum, așa cum spunea și colega mea, aceste proiecte sunt doar pe vorbe, nu există pe nicio hârtie.